Mulți comercianți de carne și produse specifice sărbătorilor mari ale creștinilor au demonstrat încă o dată că pentru ei mai presus de orice este afacerea și apoi sănătatea cetățeanului. Comercializarea cărnii în locuri neautorizate și vânzarea produselor specifice sărbătorilor pascale, fără a deține avizurile necesare, dar și într-o stare neconformă, au prezentat principalele abateri de la lege. Neregulile au fost depistate în cadrul unor controle tematice efectuate în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști de către medicii Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu. În această perioadă s-au dat un număr de 19 amenzi în valoare de 25.000 de lei și în același timp s-au confiscat 120 de kilograme de produse de origine animală și aproape 1.000 de kilograme de carne, vită, porc, oaie. Acestea sunt rezultatul nu faptului că noi am vrut în mod special să găsim cifrele acestea, ci datorită faptului că avem destul comercianți care nu sunt serioși și care nu dau importanță activității pe care o prestează și fac în așa fel încât să atenteze la siguranța alimentelor și, bineînțeles, la sănătatea publică, la sănătatea oamenilor a consumatorilor. Locurile vizate verificărilor au fost târgurile, supermarketurile și piața centrală. Potrivit purtătorului de cuvânt al Direcției Sanitar-Veterinare Giurgiu, în perioada premergătoare sărbătorilor de Paști, medicii instituției au avut o activitate intensă concentrată pe siguranța alimentară a giurgiuvenilor. De asemenea, reprezentanții DSV spun că au efectuat aceste controle cu ajutorul comisarilor Oficiului pentru Protecția Consumatorului, în colaborare cu reprezentanții inspectorului de poliție și jandarmi Giurgiu.